Noi optăm pentru rochiile de neînlocuit din paiete. Ai de ales între mai multe opțiuni. Ce este special despre această rochie este că realizarea rochilor din paiete și mărgele necesită mai multă manoperă, în sensul că de obicei foarfecile se uzează foarte mult, acele mașinilor de cusut se mai rup când lucrăm cu paiete. De asemenea, trebuie să ai forță un pic să tai și să faci pe acest tip de material. O rochie cu paiete, stilizată cu pantaloni sau poate cu un sacou. Acestea sunt doar câteva opțiuni de luat în considerare atunci când îți alcătuiește look-ul de revelion. Dar uite ce ne sfătuiesc designerii. Întotdeauna pe perioade grele în istorie, oamenii și doamnele în special au vrut să strălucească. După ce au stat în întuneric, au vrut să strălucească. Și de aceea am propus aceste rochii cu paiete, cu glitter, cu mărgele lucioase. Și de asemenea, întotdeauna pentru ca strălucirea să iasă mai bine în evidență, e foarte frumos contrastul cu catifeaua. În sezonul rece, catifeaua este indicată. Optează pentru o soluție sigură. O rochie de cocktail este alegerea perfectă pentru majoritatea ocaziilor, în special pentru o petrecere în club, la bal și, de asemenea, într-o atmosferă familială. Am propus, încă din vară, am creat acest model și de data aceasta l-am propus în varianta pentru revelion, adică am folosit catifeaua, am folosit accesoriile sclipicioase și am folosit acești umeri dramatici, noi așa le spunem umeri dramatici, de obicei se adresează femeilor cu personalitate. Când vine vorba de stilul masculin, pentru noaptea de anul nou, unul dintre cele mai clasice și totuși elegante alegeri este costumul. Cele mai la modă costume din acest sezon sunt cele slim fit, cu un sacou din catifea care subliniază ușor silueta. Asortează-l cu o cămașă albă, cu manșete, cu butoni și cu un papion elegant. Ce culoare este cea mai potrivită pentru o cămașă de revelion? Bărbații preferă de obicei modelele clasice, adică alb și negru. Dar poți la fel de bine să experimentezi și țesături cu diverse imprimeuri.